cu Ron de Smarals. Bine, 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 bine. Salutare. Mulțumesc frumos. Salutare. Servu, ce faci frumoasă? Bine. Tu mai ești cu povești de viață. Cu... Mai sunt pentru tine niște întrebări nebune. Foarte bine arăți. Vă mulțumesc, doamnelor, dacă arăt bine, vreau să mă aplaudați. Glumesc. Mi-a zis Iziana, o pauză, uite ce bine arată, uite! Măi, data trecută am fost aici și nu puteam să mă închid la sacoul cel lung și știți că există un truc al artiștilor de fiecare dată ca să nu ți se vadă burtica, da? Acoperi și tu cu ceva, cu o eșarfă neagră, cu o chestie. Și vă mărturisesc că totul a pornit de la, Damian Drăghici, interpretul Damian Drăghici, m-a contactat pentru un proiect cu centenarul, cu cei 100 de ani de la Marea Unire și am ajuns la el și nu l-am cunoscut pe Damian Drăghici. Eu mă așteptam să văd omul acela de 100 și de kilograme, 130 sau cât a avut, 160, nici nu știu. Și am vorbit 3 ore despre ce mănâncă el, despre... S-a schimbat total. S-a schimbat viața lui. Sigur. Și a zis, măi, dacă el poate și a reușit să facă lucrurile astea minunate într-un an, un an jumate, eu nu reușesc să fac lucrul acesta. Și am început și eu să mănânc și am voință și am cea mai mare voință. Deci vreau să vă spun că nu este ușor. Nu e nici greu. Dar nu e nici greu. Important e să mănânci tot timpul și să mănânci ce trebuie și ce ai voie pentru organismul tău. Nu am fost nicăieri la niciun nutriționist, la niciun medic. Eu am ținut singur regimul de capul meu, dar mănânc carne, legume, fructe nu mănânc decât mere verzi, pentru că nu au foarte mult zahăr și mai mănânc mure și afine. Adică eu mănânc. Deci ai putut să slăbești mâncând. Mâncând, da. Întrerup puțin că...